Noul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș este comisarul șef Valentin Pescari. Acesta se trage din zona Reghin, a urmat liceul în municipiul nostru și a absolvit școala de ofițeri de la București. Intrat în poliție, a lucrat mai întâi în Harghita, după care la Târgu Mureș, ca șef al biroului economic. A avut pe rând și alte funcții de conducere. La șefia IPJ Mureș a fost numit luna aceasta prin ordin al Ministrului Administrației și Internelor, după ce a trecut cu succes concursul organizat. Cu ce gânduri ați venit la conducerea Poliției Județene? Cu cele mai bune gânduri pentru a efectua unele chestiuni care trebuiesc în această poliție. Aici mă refer la o scădere a criminalității, o constatare a infracționalității pe linie economică și o siguranță a cetățeanului în domeniul ordinii și liniștii publice. Ceea ce îl preocupă în mod special acum pe noul șef al Poliției Mureș este să țină piept infracționalității din Mureș. Dar, din acest punct de vedere, datele nu confirmă o creștere a ratei infracționalității în județ și cu atât mai puțin în Reghin. Județul Mureș este într-o stare de stagnare al infracționalității. Are foarte multe scăderi la infracționalitatea stradală, aici referindu-mă la cele furturi mărunte, precum și la la infracționalitatea care impune, să spun așa, anumite chestiuni care să stopeze sau să înlăture criminalitatea. Pot să spun că și Reghinul se află chiar pe un loc fruntaș în ceea ce privește criminalitatea, deci a scăzut la criminalitate, chiar aflându-se pe primul loc în județul Mureș, polițiștii reghineni sunt polițiști extraordinar de buni și cred că și populația îi caracterizează prin aceasta. Noul inspector șef al județului a mai declarat pentru Dareghin TV că în zilele următoare vor avea loc evaluări ale problematicii pentru fiecare municipiu și localitate din Mureș. Evaluările vor permite conturarea unor concluzii și planuri de acțiune pentru perioada următoare.